Creativitatea tinerilor și dorința de implicare nu au limite. Astăzi, tinerii de la Liceul de Arte din Severin, sprijiniți de directoarea Liceului Auto, dar și de elevi, au început un proiect prin care au îmbinat mecanica cu arta. Tinerii de la Liceul de Arte din Drobeta Turnu Severin își doresc să participe la înfrumusețarea orașului și își folosesc talentul pentru a oferi o altă față anumitor zone din orașul nostru. Acum ceva timp au început o acțiune de cosmetizare cu ajutorul artei stradale, iar astăzi au fost prezenți la Liceul Auto. Este un schimb de experiență, prin chestia asta urmărim să arătăm lumii că se poate îmbina arta cu mecanica. Și nu sunt două lucruri diferite. Până la urmă, toată lumea poate face parte din ceva și dacă este pasionat. Obiectivul care a prins culoare este gardul Liceului Auto. Tura nu va atrage atenția doar tuturor elevilor care trec pe aici, dar reflectă și priceperea tinerilor talentați care acum au posibilitatea să picteze nu doar pe hârtie. Reprezentanții Liceului Auto, dar și profesorii se bucură că elevii lor au participat la această experiență fructuoasă. Ne bucurăm să avem astăzi alături de noi elevii de la Liceul de Arte Miște Paulian în cadrul unui proiect cu tematică artistică. Este un schimb de experiență fructuos și cu această ocazie elevii își dezvoltă abilitățile artistice. Am văzut că pe pereți au desenat tot ce ține de Liceul Auto. Da, este o tematică specifică liceului nostru tehnic. În urma acestui proiect, cei de la Liceul Auto au organizat și o expoziție de pictură realizată de doamna Elisabeta Vereș. Pentru ca un parteneriat să fie de succes, trebuie clar să existe din partea ambelor părți ceva de oferit. Liceul Iște Paulian, elevii Liceului Iște Paulian au venit astăzi la noi să ne învețe câte ceva despre arta de a picta, iar noi, în colaborare cu doamna pictoriță Elisabeta Vereș din Cafnic, suntem gazdele unui vernisaj de pictură. O să mergem în continuare și o să avem ocazia să vi-l prezentăm și dumneavoastră, cât și elevilor de la Paulian. Având în vedere parteneriatul dintre liceul nostru și liceul Paulian, ne-am gândit să mergem și noi un aport în acest proiect și să organizăm o expoziție cu tablourile doamnei Vereș și Elisabeta, pentru că le-am avut la dispoziție. Prima oară a fost expusă la cetate, după care le-am avut aici și am vrut să aducem ceva în plus la acest proiect. La Liceul Auto pentru că sunt pasionat de partea asta de mecanică, dar în timpul liber îmi place să le combin într-un fel și când am timp să mai fac muzică sau să mai pictez. Tinerii elevi din ambele licee au îmbinat utilul cu plăcutul și au profitat din plin de acest schimb de experiențe.